Angajații sanita s-au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și au obținut creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar, majorarea care ar urma să fie implementată în prima jumătate a acestui an. Cu toate acestea, reprezentanții sanita s-au cerut majorarea salariilor cu cel puțin 20%. Totodată, în urma discuțiilor cu premierul Marcel Ciolacu s-a convenit asupra ajustării schemelor de personal și de blocării de post în urma unei evaluări a necesarului de personal cu prioritate în spitalele universitare și centrele spitalicești județene, cele mai aglomerate. Această această evaluare va figura de altfel pe agenda unei noi întâlniri, ce va avea loc săptămâna viitoare. Reprezentanții Sanita s-au pichetat sediul Guvernului al Ministerelor de Finanțe, Muncă și Sănătate, somând ca în termen de 10 zile să găsească soluții. În prezent există suficiente semnături pentru a declanșa o grevă generală. Anterior discuție cu Guvernul, membrii Sanita stabiliseră un calendar la care se vor alătura toate sindicatele din sănătate. Aceștia amenințaseră cu declanșarea conflictului de muncă, susținând că greva solicitată de cele două federații, Sanita și Solidaritatea, ar putea dura câteva săptămâni.